În Mureș se desfășoară campania de prevenire 16 zile de activism împotriva violenței. Aceasta este derulată de Inspectoratul Județean de Poliție Mureș și Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii. Scopul este creșterea gradului de conștientizare asupra formelor de manifestare a violenței și a consecințelor ei dramatice. Datorită mesajului și simbolului reprezentat de nasture, campania a devenit una dintre cele mai de succes derulate în ultimii ani. Școala gimnazială Alexandru Ceușanu din Reghin s-a alăturat activităților derulate. Noi ne-am implicat activ încă de la lansarea proiectului despre violență. Am participat la concursul de eseuri, iar gimnaziul nostru a fost singurul care a primit un premiu special. După festivitatea de premiere au fost lansate cele 16 zile de luptă împotriva violenței, iar ca simbol al campaniei a fost ales nasturele, cel care unește și cel care ține lucrurile împreună. Elevii din mai multe clase au creat podoabe din nasturi, felicitări și simboluri specifice sărbătorilor de iarnă. A fost felul lor de a arăta că sunt alături de autoritățile care luptă împotriva violenței. Copiii s-au implicat foarte activ în această activitate și au realizat diferite obiecte, broșe, coliere, brățări, inele din nasturi. Eu am realizat o scrisoare pentru părinți, știi, eu încă sunt mic și nu pot să mă ridic la așteptările și experiența ta. Pot, pentru a fi așa cum dorești să fiu, ajută-mă, povățuiește-mă și îndrumă-mă, explică-mi și motivează-mă, tu ești modelul meu, vreau să fiu ca tine, dar pentru asta ai răbdare cu mine și iubește-mă. Deși violența este foarte prezentă în jurul nostru, nu toți au curajul să vorbească de ea. Iar această campanie lansată de Inspectoratul Județean de Poliție despre violență nu face decât să aducă în atenția noastră faptul că trebuie să vorbim despre acest fenomen și trebuie să luăm atitudine. Nu trebuie să acceptăm ca ceva normal. Campania se derulează între 25 noiembrie, considerată Ziua Internațională de Luptă împotriva Violenței asupra Femeii, și 10 decembrie, când se marchează Ziua Internațională a Drepturilor Omului.